acest dezastru, această crimă politică săvârșită de Marina în tot, În condițiile în care zăpezile au potopit nu numai în bună parte țara, dar în bună parte și destul de important o bună parte de județ, cum spuneam, când nevoile județului sunt extraordinar de mari, legate de sănătate, de această situație de urgență care există în, în țară și în județ, legată de, de, de condițiile climatice, de, 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 meteorologice. Vii tu și spui ca să, de ce? Ca să încurci pe președintele Consiliului Județean Liberal, blochezi bugetul prin atacarea în Consiliul Județean. Mai multe amănunte despre declarațiile făcute în conferința de presă de astăzi a PNL Giurgiu puteți urmări în ediția specială din această seară la Valahia TV.